Odată cu creșterea dobânzilor la creditele în lei pe fondul creșterii ROBOR, tot mai mulți români încep să se gândească la credite în euro. 8 bănci din România oferă credite pentru locuințe în moneda euro, însă specialiștii recomandă un astfel de împrumut doar celor care sunt plătiți în moneda unică europeană. Indicele ROBOR, în funcție de care sunt calculate ratele românilor care au luat credite înainte de mai 2019, a făcut mai mulți pași în spate și a încheiat săptămâna sub 8%, după ce luna trecută a atins maximul istoric. Discutăm despre acest subiect cu analistul financiar Adrian Negrescu. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Care este recomandarea dumneavoastră în această privință, având în vedere totuși că există și un risc valutar în privința creditelor în euro, în cazul în care cineva s-ar orienta spre moneda europeană? Ei, în primul rând, clienții trebuie să se gândească dacă au avansul de 25% pe care cele mai multe bănci îl cer la credite în euro și dacă rata pe care ar urma să o reprezintă undeva până în 20% din venituri. Sunt cele două condiții importante care sunt luate în calcul de cele 8 bănci care acordă în momentul de față credite în moneda europeană. Raportat la nivelul pieței, ca să ne facem o dimensiune a situației, din 170.000 de credite cât în momentul de față în vigoare în România, numai 23.000 sunt în euro, dintre care 16.000 sunt pentru împrumuturi pentru locuințe. De ce e important să încerci să ții un credit în euro? Pentru că, într-adevăr, dobânda este undeva până în 4%, chiar mai mică. Sunt bănci care vin și cu dobânzi foarte, foarte mici, în condițiile în care dobânda, dacă ești pe IRCC sau pe ROBOR, treci, este aproape dublă. La ROBOR, dacă ai un credit, deja plătești 10% dobândă, că trebuie să pui în calcul și marja băncii. Deci e un avantaj pentru cei într-adevăr care au venituri și care își permit din schimbul valutar să plătească o rată în euro și într-adevăr condițiile sunt extrem de dificile, sunt mult mai aspre decât la creditele în lei, pentru că bancherii se tem că în caz de neplată e mai greu să recuperezi niște credite ajunse într-o asemenea situație decât creditele în lei, acolo unde lucrurile sunt foarte, foarte simple din punctul meu de vedere. Dar pentru românii care încasează salariile în lei, în cazul lor, ce le recomandați? În mod normal, da, ar trebui să aleagă un credit în moneda în care își primește salariul. Dar nu uitați faptul că cursul valutar, cursul euro-leu, în ultimii ani a fost foarte, foarte stabil. Deprecierea e una infimă. Suntem pe undeva pe la 4,95 de lei un euro de aproape 2 ani de zile. Și chiar dacă se duce în 5 lei pentru un euro, 5 lei, 5 lei 20, 5 lei 30, da, într-un interval de 2-3 ani, tot raportat îți faci calcule și îți dai seama că să plătești o dobândă mai mică la un credit în euro acopere din punct de vedere financiar acest risc valutar pe care trebuie să luăm în calcul, într-adevăr. Dar să nu uităm un lucru important. Noi ne îndreptăm spre zona euro. De voie, de nevoie, împinși de la spate de europeni, împinși de la spate de economie, s-ar putea la un moment dat să adoptăm moneda euro. Și pentru un credit în moneda europeană, mai ales de locuință, care este undeva pe 20-30 de ani, gândiți-vă că și noi la un moment dat vom avea salarii în euro undeva într-un orizont de 10, maxim 15 ani. Deci vom câștiga și noi în euro, așa că e bine să-ți faci calculele, să te duci la bancă să cauți, să vezi două simulări de credite, una în lei și una în euro, în așa fel încât să-ți dai seama care este mai avantajoasă pentru tine pe viitor, adică pe un orizont de 50 ani măcar. Din informațiile pe care le aveți la dispoziție pe piața financiară, care sunt așteptările în privința ROBOR? Posibil să scadă și în aceste condiții să scadă și creditele? Atâta timp cât vom avea o inflație ridicată și suntem cu inflația la 15%, cu siguranță și dobânzile vor fi ridicate, adică un ROBOR peste 8%, cu siguranță îl vom avea și în perioada următoare. Da, vedem un impact, o reducere nesemnificativă a indicelui ROBOR, urmarea semnalului tras de Mugur Isărescu, de guvernatorul Băncii Naționale, dar tendința este într-adevăr de a urma această inflație, această creștere de prețuri. Pentru că bancherii o gândesc foarte simplu. Banii trebuie să se cumpească dacă vrem să ne acoperim, să nu se deprecieze, practic, împrumutul pe care l-am dat oamenilor și motiv pentru care cresc aceste dobânzi, se împrumută din ce în ce mai scump, iar un ROBOR undeva spre 8,5 s-ar putea să-l vedem undeva în luna septembrie. De asemenea, IRCC-ul, indicele pe baza căruia se acordă în momentul de față creditele în lei, de fapt din mai 2019 încoace toate creditele spre IRCC și acesta va urma treptat să ajungă la un 4,5 în această iarnă și
peste 5 probabil în primăvara anului viitor. Deci, pe ansamblu, pentru un român care vrea să-și ia un credit în lei în momentul de față, trebuie să ia în calcul pentru 2023 o dobândă între 7 și 8%, incluzând aici și marja băncii, iar pentru cei care caută pe euro, s-ar putea să plătească o dobândă la jumătate, chiar dacă inclusiv dobânda cheie a băncii europene va fi majorată urmare a acestei inflații de care pare că nu mai scăpăm. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații.